Da, înseamnă că totul a fost clar. În moment ce dumneavoastră nu aveți întrebări. Bine, este deosebit pentru cercetătorii de astăzi, pentru cei care sunt urmașii bucovinenilor, aflați pe pământurile Bucovinei sau pe aiurea în lume. Interesul acesta a dus la crearea celor trei institute. Sigur, având în vedere timpul și locul în care s-au creat, ele au fost concepute ca institute care să realizeze un dialog între cele trei părți importante, între cele trei etnii. Dar trebuie să precizăm că o astfel de preocupare, mai mult sau mai puțin intensă, există peste tot în lume, adică în Israel, în Polonia, în Ungaria, în Statele Unite, în Australia. Bucovinenii, căutând să regăsească acest trecut mirific pe care unii îl regretă, alții încearcă să îl reconstituie cu armele sau cu instrumentele specifice muncii intelectuale, să ofere celor prezenți un model de comportament uman, interuman, de relații sociale care s-au regăsit în Bucovina de-a lungul vremii. Partea germană a trilaterale despre care vorbeam, în bună măsură a reușit și a demonstrat multilateralitatea acestui dialog cultural care a existat în Bucovina și care ne-a arătat că Bucovina poate fi un exemplu de construcție europeană. Vorbea, dacă mi-aduc aminte bine, domnul Coțian, domnul Zinahăr, despre Europa ca model, Bucovina ca model pentru o Europa integratoare. Din experiența Bucovinei, am înțeles că atâta vreme cât a fost pace, toate etniile s-au înțeles. În momentul în care o etnie sau alta a încercat să schimbe echilibrul, aceasta a însemnat pierdere nu numai pentru etnia respectivă, ci pentru toți cei care au fost bucovineni. Aviz amatorilor. Și anume, să învățăm că atunci când unul a încercat să domine pe celălalt, nerespectând drepturile și libertățile celorlalți, nu numai cei care urmează să fie dominanți, dar și nu numai cei care urmează să fie dominați, dar și dominantorii au avut de pierdut. În general, noi, cei de la Institutul Bucovina al Academiei Române, am venit, cum spunea colegul meu, Vasile Schipor, cu rigoare, cu deschidere și fără metehne, încercând să aruncăm peste bord naționalismul, extremismele, tratarea unilaterală, să aducem în planul cercetării pe toți cei care au ceva de spus în acest domeniu. De aceea, alături de noi se află, ca respect, partea germană, de aceea, alături de noi am încercat să-i aducem pe polonezi, de aceea, atâta timp, împreună, am fost cu partea ucraineană. Ne-am dorit ca, în perspectivă, poate să-i aducem și pe ceilalți, care constituie spectrul etnic al Bucovinei. Acest melanj divers colorat, care să dea specificitatea Bucovinei. Noi încercăm în felul acesta ca să îndemnăm pe cei care constituie astăzi decidenții politici în Bucovina și de aiurea să înțeleagă că în ciuda tuturor relelor care au fost în Bucovina absurgică, austriacă sau pot zice chiar românească, faptul că Bucovina reprezintă un model de politici publice. Că dacă nu înțelegem că acest model de politici publice este un model de succes, sigur, perfectibil, nu vom aduce practic în contemporaneitate mesajul acestei Bucovine, acestui teritoriu pe care îl căutăm sau încercăm să le regăsim în memoriile bunicilor, străbunicilor sau în documentele de arhivă. Este important de înțeles că sigur că mă bucur dacă Centrul Bucovinean de la Cernăuți sau
Bucovina, Institut din Austria, vor vrea să facă conferințe la Rătăuți cu toată deschiderea noastră. M-am gândit eu între noi cei de la Bucovina, Institutul Bucovina din Rătăuți. De ce? Este important, fie și chiar atunci când nu ești de acord cu celălalt, să aduci în discuție problemele care partea cealaltă și în felul acesta, prin dezbatere, prin deschidere, prin faptul că eu vin cu o nouă viziune despre un eveniment, înseamnă că voi da noi gândit părțile celelalte să căutăm împreună ceea ce este comun. De aceea, Sergei, nu ai de ce să te temi, chiar dacă, să zicem, opiniile noastre sunt divergente. Și este normal să fie divergentă, pentru că altfel lumea, dacă ar avea un singur fel de om, ar fi plictisitoare. Aceeași măsură la pantofi, aceeași înălțime, aceeași culoare a ochilor, sau că ne-am plictisit prea tare. Din acest punct de vedere, sigur că perspectivele pe care vrem să le punem în fața cernăuțenilor vin dintr-o deschidere. Și anume, vin către centrul cultural Eudoxiu Hurmuzachi, de la Cernăuți, care, datorită unui om aici prezent, domnul Eugen, este o realizare importantă, pentru că este mai civilizat, ca să zicem. Este mai deschis. Este posibil să ne întâlnim și ucraineni, și germani, și polonezi. Și uite, aici nu se află societatea, din nefericire, poate pentru noi, Societatea pentru Cultură Românească Mihai Eminescu din Cernăuți, decât prin foștii președinți și nu prin actualii mei. Poate greșesc. Ce spune asta? Spune că mesajul nostru nu este unul arhetipal încadrat în naționalism. Nu este încadrat în vendete. Nu are nicio legătură cu ceea ce s-ar putea recuperarea Bucovinei în planul acesta teritorial, războinic și așa mai departe, toți zeii aceștia ai războiului care tind să crească în dimensiuni peste tot în lume. Noi venim aici în recuperarea Bucovinei ca dimensiune culturală, ca dimensiune științifică, pentru ca oamenii să înțeleagă că au un model de comportament către care trebuie să se întoarcă. Să fim împreună și nu separați. Pentru că întotdeauna, atunci când vecinii se ceartă, cel de-al treilea vecin, mai de departe, va încerca să dea foc casei uneia dintre ei. Sau să profite de pe urma acestui fapt. Această teorie a bunei vecinătăți, da, cu bune și cu rele, și să ne protejăm vecinii. Pentru că asta este singura soluție reală. În fapt, se discută foarte mult și partea română și mai ales românii din Cernăuți au încercat să vorbească aici mai cu apăsare despre legea cu privire la învățământ în Ucraina. Eu am spus aici cam tot ce gândesc eu despre asta. Fără minorități, o țară nu este frumoasă. Fără limbile celorlalți, o lume este tristă. Cu cât dispar mai multe limbi ale etniilor, cu atât lumea este mai șteasă, mai uniformă, mai, să zicem, promiscuă. În fapt, dacă ultimul reprezentant al unei limbi a dispărut, cum mă gândesc la limba Welsh, din vest, așa se întâmplă și cu locurile care sunt disputate istoric. Lăsați să existe. Dacă nu-i lăsați să existe, s-a discutat aici despre gramatică, sintaxă și așa mai departe, nu este posibil să fim împreună frumoși și așa mai departe. Ce-ar fi dacă, ia gândiți-vă ce fac cu israelieni, dacă în loc de german, ucrainean, română, poloneză, armeană și așa mai departe, am avea o singură limbă și o să fie foarte frumos să se numească limba engleză. Sau dacă nu vă place asta, să-i zicem altfel. Chineză. Israelienii sunt într-o ofensivă teribilă pentru recuperarea limbii lor față de asaltul acesta economic, cultural și de comportament al limbii engleze.
în fine, au înțeles că romgleza, frangleza și așa mai departe nu, este, nu sunt soluții pentru lume astăzi. Și pentru că, mă rog, domnul academician Vasile Tărțeanu, pe care îl avem astăzi moderator, m-a pus să prezint și niște concluzii, eu m-am gândit, oare ce concluzii să spun? Cea mai bună concluzie ar fi aceea că după 25 de ani ne dorim să reconstruim o Arcadie, să refacem o lume care să vină cu exemplul ei de înțelegere și toleranță. Sigur că și în Bucovina austriacă au existat probleme. Sigur că au fost administrații mai mult sau puțin eficiente. Sigur că și acolo a fost birocrație. Sigur că și acolo a fost, mă rog, se zice, ucrainienii, români, deznaționalizare. Sigur că și acolo au fost multe de discutat. Mitropolii, pământuri ale bisericii și așa mai departe. Dar trebuie să înțelegem că Bucovina vine până la urmă, până la război, vine cu un model. Modelul acela trebuie să-l regăsim. Sigur că este o mitizare. Au fost probleme. Vor fi probleme. Dar până la urmă trebuie să le acceptăm și să le rezolvăm. Nu să le acutizăm. Nu să le redescoperim, să nu redescoperim zeii pierduți a unei lumi care dinspre stepe bate din ce în ce vin din ce în ce mai des către noi. Vreau să vă spun următorul lucru. Că din punctul meu de vedere, și cred că și colegii de la Institutul Bucovina din Rădăuți, ne-am bucurat să fiți mai mulți și chiar de toate etniile din Bucovina. Și nu numai ucraineni, poate și armeni, poate și evrei. Știu că există un muzeu al evreilor în Cernăuți, am făcut un parteneriat cu ei și atâta a rămas. Încercăm să-i aducem pe toți. Pentru că numai în felul acesta ne putem înțelege. Și iată ce am gândit eu. Scrierea istoriei Bucovinei ca o concluzie este una în continuă evoluție. Temele, subiectele se diversifică și se multiplică în mod constant. Așa încât, să Dumnezeu să vă odihnească pe domnul Beck, a inventariat, cred că, peste 40.000 de titluri de studii și articole despre Bucovina.